Președintele Ucrainei a respins vehement ideea ca țara sa să cedeze teritoriu pentru a face pace cu Rusia. Geostrategii care propun asta nu se gândesc și la oamenii care locuiesc acele teritorii, a spus Zelenski în ultimul său discurs de azi noapte. Consilierul prezidențial Oleksii Arestovici a adăugat: nimeni nu va da la schimb un gram din suveranitatea noastră sau un milimetru din teritoriu. Copiii noștri mor, soldații sunt zdrobiți de obuze și ei ne spun să sacrificăm teritoriul. Nu se va întâmpla niciodată. Що б не робила російська держава, знаходиться хтось, хто каже, давайте врахуємо її інтереси. Цьогоріч в Давосі це знову прозвучало. Попри тисячі російських ракет, які вдарили по Україні, попри десятки тисяч убитих українців, попри Бучу, попри Маріуполь, але все одно в Давосі з глибокого минулого виринає, наприклад, пан Кісінджер, і говорить, що нібито треба віддати Росії шматок України. Почали з'являтись і симптоматичні редакційні статті в деяких західних засобах масової інформації про те, що нібито Україна повинна прийняти так звані важкі компроміси, віддавши територію в обмін на мир. І за всіма цими геополітичними міркуваннями тих, хто радить Україні щось віддати Росії, великі геополітики завжди не хочуть бачити звичайних людей, звичайних українців. Мільйони тих, хто, власне, і живе на території, яку вони пропонують обміняти на ілюзію миру. Iar invitatul nostru la această oră este domnul Dorin Popescu, președintele Asociației Casa Mării Negre, expert în politică externă. Bună ziua, domnule Popescu! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc tare mult că sunteți cu noi. Haideți să discutăm despre modul în care are loc acest schimb de replici, dacă putem vorbi despre un schimb de replici, de fapt o chestiune certă pe care Ucraina o transmite. Nu vom renunța la niciun fel de parte a teritoriului nostru, nu va putea fi negociat absolut nimic de acest tip. În primul rând, de până seama că situația actuală de pe frontul de sud și de sud-est face extrem de improbabilă orice perspectivă de pace, cel puțin atâta vreme cât nu se finalizează operațiunile militare și de confruntare directă pe flancul sudic și sud-est. Și de sud-est. În al doilea rând, disponibilitatea Federației Ruse de a relua negocierile de pace, atâta timp când nu și-a atins obiectivul de cucerire teritorială integrală a celor două regiuni, Donetsk și Lugansk, disponibilitatea sa este una extrem de redusă și este mascată ipocrit sub forma unor diferite inițiative. Deci chemările, sugestiile, inițiativele chiar, inclusiv ale unor lideri sau oameni politici, sau geostrategi din vest, cu privire la încheierea unei păci care să implice cedări sau compromisuri teritoriale, aceste inițiative și tentative sunt cinice, sunt premature și de bună seamă că au o reacție foarte dură, firească și legitimă de la Kiev. Sunt cinice pentru că sub nicio formă, în nicio inițiativă de pace nu poate fi vorba despre acceptarea unor compromisuri legate de integritatea teritorială a Ucrainei, chiar dacă situația de facto este foarte crudă și va deveni și mai crudă, pentru că se estimează că, având în vedere superioritatea militară pe care în continuare o deține pe teren Federația Rusă asupra armatei ucrainene, este previzibilă ocuparea în totalitate inițială a întregii regiuni Lugansk, după care destul de probabil că în următoarele luni va rezulta și o ocupare în totalitate a regiunii Donetsk. Dar de aici trebuie să înceapă, și asta este o idee foarte clară, trebuie să înceapă un amplu proiect ucrainean, sprijinit politic și geopolitic de către vest, de eliberare a teritoriilor ocupate temporar de către Federația Rusă. Sub nicio formă nu putem vorbi de compromisuri teritoriale făcute în numele păcii. Totuși, Vladimir Putin, de fapt, Moscova, Rusia ar avea depus pe masă ce anume, domnule Popescu, în cazul unei reașezări la această masă a negocierilor? Ceea ce este cert este că nu va pune pe masă teritoriile pe care l-a cucerit deja în regiunea Herson aproape integral, în regiunea Zaporojie parțial,
în regiunea Donetsk și Lugansk, aflate în momentul de față, care sunt în momentul de față țintă a unor tentative militare de ocupare în integralitatea lor. Deci Moscova nu va pune pe masă aceste teritorii. Aceste teritorii sunt ocupate din perspectiva Moscovei, pentru totdeauna sunt ocupate pentru a fi anexate de iure și de facto la Federația Rusă, mai devreme sau mai târziu. Acest lucru este foarte clar. Va pune pe masă destul de probabil orice altceva. Adică, resetarea ordinii mondiale, globale, în care, iată, Federația Rusă, urmare a amenințării și șantajului cu privire la utilizarea resurse nucleare de care dispune, Federația Rusă ar putea reveni geopolitic în concernul marilor puteri, folosindu-se deci de șantajul și amenințarea unor escaladări viitoare și ale unor extinderi viitoare ale războiului său hibrid împotriva Vestului, e bine, Federația Rusă ar putea să se pună pe masă astfel de elemente. Numai că, cel mai probabil, actualul război din Ucraina, faza activă a acestui război, se va încheia, în evaluarea mea, nu printr-o negociere, nu printr-o pace, ci printr-o declarare unilaterală a încheierii operațiunii militare speciale de către Moscova, în momentul în care obiectivul său tactic și teritorial de ocupare integrală a celor două regiuni va fi atins. După care, însă, vom intra într-un război hibrid de proporții, sistemic, pe o durată extrem de extinsă, un război al Donbasului extins, mai crud și mai violent și mai aproape de granițele României. Cum mai mișcă, din punct de vedere tactic, Rusia în Ucraina? Domnule Popescu, m-aș uita la aceste imagini pe care le prezintă presa internațională cu rușii care au reușit să scoată din depozite tancuri vechi din anii 60, ceea ce ne spune că echipamentele sofisticate pe care le aveau ori sunt încă la păstrare, dacă e cazul, ori au fost deja distruse. Tancuri din modelul T-62 fabricate în URSS între 61 și 73 nu mai erau folosite, erau în conservare, în mai multe depozite militare. O dovadă că Rusia se confruntă cu o lipsă de echipament, de tancuri moderne? Da, întru totul de acord. Subscriu aceste evaluări, da. Cea mai mare parte a stocurilor, armamentelor de înaltă sau de mare precizie au fost epuizate și vorbim de toate tipurile de armamente de mare precizie, de la rachete, la armamente din zona de infanterie. Sunt foarte probabile, iată, aceste utilizări ale unor armamente învechite, uzate, depășite moral și fizic. Ați menționat dumneavoastră în mod corect tancurile T-62. Bun, întrebarea fundamentală este dacă într-adevăr utilizând o rezervă învechită și depășită, o rezervă nu doar în tehnică militară și armamente, dar și o rezervă umană foarte, foarte complicată de adus la mobilizare, chiar și sub forma unor mobilizări obligatorii sub acoperire care se desfășoară în momentul de față diferite regiuni din Federația Rusă, dar chiar și în teritoriile ocupate, întrebarea fundamentală este dacă chiar și cu aceste echipamente învechite și cu o resursă umană greu de mobilizare și greu de adus pe front, Federația Rusă, dacă totuși, în pofida acestor resurse epuizabile și epuizate, dacă totuși Federația Rusă își va menține până la capăt superioritatea militară pe teren în fața armatei ucrainene în ceea ce privește ocuparea teritoriilor celor două regiuni, Donetsk și Lugansk. Și evaluarea mea este crudă, dar realistă. Această superioritate se va menține cel puțin prin atingerea obiectivului tactic de ocupare în integralitatea lor a celor două regiuni. Cât de relevant mai este Ramzan Kadyrov, domnule Popescu, în acest conflict, liderul cecen din Rusia și o declarație controversată astăzi, liderul cecen Kadyrov declara într-un mesaj video că e gata, citez acum, să atace Polonia dacă primește ordin după ce chestiunea Ucrainei a fost încheiată, e ceea ce spune, dacă primim ordin, în 6 secunde vă arătăm de ce suntem în stare. Mai bine vă retrageți armele și mercenarii, ar fi mesajul acestuia postat pe Twitter în chestiunea Ucrainei, care ar fi deja încheiată, spune Kadyrov. Mai are relevanță acest individ? E o declarație pe care trebuie să o privim cum? Cu foarte mare scepticism.
Declarațiile de acest gen ale lui Kadyrov sunt cu totul și cu totul irelevante. Ele nu exprimă o stare de spirit sau o intenție de escaladare de o astfel de natură sub nicio formă. Ravzan Kadyrov este însă extrem de relevant în planul politicii interne ruse. Vladimir Vladimirovich Putin are nevoie de el, are nevoie de activitatea radicală, drastică, barbară a departamentelor și structurilor militare și paramilitare cecene care sunt implicate în diferite operațiuni de curățare și de lichidare a rezistenței ucrainene în teritoriul ocupate, sunt angajate inclusiv în activități ofensive de asediere, cucerire și blocare a unor orașe ucrainene importante din regiune Lugan și Donetsk. Sunt importante și din perspectiva mesajelor de consum intern. Kadyrov pledează pentru o mobilizare simbolică, generală a populației Federației Ruse alături de proiectul de țară belicos pe care îl desfășoară Vladimir Putin în Ucraina. Deci, din punctul de vedere al mesajelor de consum intern, Kadyrov este o piesă foarte importantă în aparatul propagandistic rusesc și destul de importantă în operațiunea de curățire a rezistenței ucrainene, operațiuni care au loc în teritoriul ocupat. Dar din punctul de vedere al posibilor faze de escaladare a războiului, inclusiv împotriva unor țări membre NATO, declarațiile lui Kadyrov sunt cu totul și cu totul irelevante și ele nu pot fi privite ca fiind expresii ale unor intenții reale ale administrației de la Kremlin de a deschide noi frontul cu atât mai puțin împotriva unor țări membre NATO. Mulțumesc pentru această discuție și analiza dumneavoastră. Dorin Popescu este președinte Asociației Căsa Marea Neagră în direct la Digi24.